Hello! Ne vedem iar pentru un nou clip. Scuzați întârzierea, dar au fost niște probleme. Poate mă vedeți că sunt un pic neagră. E cu un motiv. Poate vom vorbi cumva și despre asta, dar nu acum că ne caz. Ok, ce voiam să facem azi? Păi voiam să vorbim despre preferințele anului 2019, că tocmai a trecut. Și pentru că am văzut că toată lumea face preferințele anului, hai să-l fac și eu, că văzut că se cere și place. Ok, hai să vă povestesc și vouă ce mi-a plăcut mie mai mult și mai mult în 2019. Și avem mai multe categorii. Avem categoria beauty, avem categoria skincare, adică avem make-up, skincare, avem ceva parfumuri, niște muzică, niște seriale, niște cărți, evident. Nu foarte multe, că nu am prea avut timp să citesc, dar sunt ceva cărți. Așa că să începem. Și dacă mă cam bâlbâi, mă bâlbâi că sunt obosită. Tocmai am venit acum vreo 2 ore de la serviciu și un pic că stă în cap, da? Ne revenim. Bun, e să începem că pierdem vremea și ne lungim prea tare. Bun, păi să începem cu categoria de skincare și începem cu ce curățăm corpul întâi și întâi. Păi la capitolul geluri de duș, mie foarte, foarte mult mi-a plăcut acest gel de duș minunat de la Palmolive. Este Palmolive Chocolate Passion cu body butter wash. Miroase a ciocolată, e foarte mișto. Spală bine, na, ce poți să vrei de la un gel de duș decât să speli? Aia și faci. Bun. Mai departe avem un săpun lichid, ceva, un săpun cremă lichid, o chestie de genul ăsta de la Jaya. Eu recunosc că nu am prea încercat produse Jaya până acum, că nu îmi spuneau nimic, dar mi-a picat în mână. Adică mi l-a dat cineva și a zis, ia-l, încearcă-l. Zice Creamy Shower Soap cu argan oil, cu ulei de argan. E acesta. Miroase foarte mișto, spală bine. Catifelează mâinile. Chiar foarte, foarte mișto. Chiar îmi place. Înțeles că se găsesc prin farmacia tei. DM, pe acolo. Bun. Tot cu spălat. Hai să vă arăt cu ce ne spălăm pe cap. Mi-am cumpărat din Grecia, mi-a adus cineva, o mătușă. Da. Mătușa din Grecia care mă aprovizionează mine cu cosmetice. Mai nou. Că aici nu se găsesc, nu de alta. Mi-am luat de la Cores un șampon cu licorice and urtica, zice. Scrie doar în greacă și în engleză. E ăsta. Așa. Scrie, da, în greacă, în engleză și în franceză, cred că e. Spală bine. Deci chiar face și spumă. Mie, în general, nu-mi plăceau astea pe bază de plante, că nu prea făceau spumă și preferam șampoanele chimice marca L'Oreal, Gliss și alte de genul ăsta. Shauma. Dar foarte bun ăsta de la Cores, nu știu dacă o să-l cumpăr, că e destul de scump să-l iau direct de pe site plus transport. Da, scump, domne, scump. Dincolo era mai ieftin, vorba reclame. Mergem mai departe și avem un scrub de corp. Și avem minunea asta de la Sabon. Așa, să văd și eu ce vă arăt. Este Sabon Body Scrub with Musk. Zice, based on natural dead sea salt, că este făcut cu sare naturală din Marea Moartă și cu aromă de musc. Foarte mișto. A venit și Casia să ne povestească și ea care sunt favoritele ei. Pisica. Chiar miroase foarte bine. Este din acesta cu textură de zahăr. Mai am foarte puțin. Nu-mi place să vă arăt borcane goale, dar asta e, nu-mi permit să mi-am altă deocamdată. Așa că tragem de el cât mai putem să-l folosim. Tot la capitolul spălat suntem. Avem cleanserul pentru față. E acesta mai nou de la Aven. Aven Cleanance.
Gel netoian. Adică cleansing gel. Gel, nu gel. we don't wanna go to jail. Este un gel de curățare, scuzați, scap lucruri din mână, de la Aven. Bă, e foarte mișto, eu până acum îl foloseam pe ăla de la Bioderma. Cel din gama Sensibio. Dar la fel de mult îmi place și ăsta. Și în 2019 l-am folosit mai mult pe acesta, așa că el e preferatul. Bun, mai avem ceva de spălat? Da, mai avem, am uitat, am un săpun. Eu, în general, săpunurile le folosesc pentru pentru epilat sau, na, pentru spălat pe mâini, pentru chestii de genul ăsta. Pentru zonele unde nu vreau să fie neapărat uleios. Așa că folosesc săpunurile acestea de la Nesti Dante, este brandul. Sunt italienești, deocamdată l-am păstat cu cărbune, Luxury Black Soap. Dar am folosit fel de fel de săpunuri de la ei și mi-au plăcut foarte, foarte mult. Deci chiar e mișto acesta. Că tot vorbim de scrub-uri și am uitat să vă zic de scrub-ul de buze. Este acesta micuț simpatic de la shop aici, de la L'Occitane. Este din gama aceea cu fructe. Este gomaj Lèvres Délicieux. L'Occitane în Provence. Ăsta al meu este cu smochine. Că zice. Și pe spate Delicious Lip Scrub Fabulous Fig. Da, e cu smochine. Arată ca o gelatină. Da, mai are și un căpăcel de plastic pe care nu pot să-l scot în momentul ăsta. L-am scos și el arată așa. La fel, mai am destul de puțin în el. Trebuie să îmi cumpăr altul. Îți dăm o comandă pe site la L'Occitane. Pentru un scrap. Nu știu, poate mai merge ceva, nu știu, vedem. Așa, păcui, mizeri. Și am cam terminat cu zona de curățare. Mergem mai departe la zona de îngrijire. Cu ce ne îngrijim noi corpul? Păi, foarte tare și foarte tare a fost crema asta de la Derm. Loțiunea de corp, Exomega Control, Emollient Cream, Anti-Scratching. Băi, chiar foarte, foarte mișto. Adică face pielea foarte fină și catifalată. Îți rezolvă orice fel de iritație. Bine, cel puțin, eu aveam o iritație destul de urâtă la un moment dat pe picior și mi-am rezolvat-o. Că treaba asta, fiind și anti-scratching, a reușit să mi-o rezolve. Chiar foarte, foarte mișto, adică rezolv orice piele uscată. E, că ea este tocmai pentru hidratarea pielii uscate. Poate folosită de copii, de adulți. Ok. Mergem mai departe la cremele pentru față. Ce am folosit pe față? Păi pe față am folosit de la Cores, că mai sunt mătușa din Grecia. Mi-a adus gama Wild Rose pentru ten gras. Și am așa, am serumul, din care mai am puțin. Mai am unul de rezervă. Că mi-a adus altul în toamnă. E cu pompiță, care e un pic murdară, că tocmai l-am folosit aseară. Mai avem crema de zi. Trebuie să o scoatem din cutie. Asta e cea nouă. Eu, în momentul de față, folosim crema de noapte. Că tocmai am terminat crema de zi din seria trecută și nu pot să o scot. Dar voi mă credeți pe cuvânt că am aici o cremă, nu-i așa? Da. Tadam! Asta e. Și scrie pe ea Wild Rose crem de jur eclat something. Pentru că nu-mi dau seama ce fac vareta maiura. Deci crem de jur eclat and premier rides reads crem franceză. În engleză fiind brightening and first wrinkles day cream.
De ce mai fi chinuit în franceză? Nu știu, dar vorbesc direct în engleză. Asta e, deci asta e cea nouă, neîncepută. Deocamdată folosesc crema de noapte pe care scrie nuit sau night. Vă bine? Așa. Este cam aceeași poveste, tot Wild Rose. Zice, brightening and first wrinkles, advanced repair and sleeping facial. Adică e pentru luminozitate, primele riduri, cremă facială, e efect avansat. Bun. Și mai avea crema de ochi. Cea micuță și simpatică. Scria pe ea, Wild Rose Brightening Eye Cream. Cremă de ochi cu efect de luminozitate. Și cam asta a fost cu cremele de ochi. Bun, ce punem sub crema de ochi dacă ești împăstrat? Păi băgăm și noi SPF, că, na, că trecem la categoria SPF-uri. Și avem SPF-ul de față, care este acesta de la Frezider. Sunscreen New Velvet Technology Second Skin 50 plus Frezider. Băi, foarte, foarte mișto. Loțiunea aceasta pentru protecție solară are o textură de gel, oarecum. Adică ceva de genul. Hai să vă și arăt. Suntem, mă credeți pe cuvânt. Deci ceva în genul ăsta. Se întinde. Nu se vede, nu lasă urme albe. Și ce cel mai tare față de alte creme cu SPF pe care le-am încercat eu, nu o simți pe față. Deci pur și simplu nu simți nimic. E ca și cum nu te-ai fi dat cu absolut nimic. Vorba lor este second skin. Adică se simte ca și cum ar fi pielea ta. Atât. Și că tot vorbim de SPF-uri, l-am uitat pe cel de corp. Ce am folosit eu asta vară. Dintre toate SPF-urile pe care le-am folosit eu și până acum am încercat ceva de la Vichy și cred că am mai încercat ceva la un moment dat. Nu mai știu, cred că ceva de la Almiplan, dar cu ani în urmă. Mi-a plăcut cel mai mult asta de la Aven. Deci e tot 50 plus, avem Very High Protection Spray, UVA, SPF 50%, No White Streaks, Water Resistant. Nu lasă urme albe, rezistent la apă. Foarte, foarte bine se simte. E un pic lipicios pe piele. Adică nu e ca Frezidermul, dar asta e. Asta avem, cu asta defilăm. Mă gândeam la un moment dat să încerc și Antelios-ul de la Roche-Posay. Nu știu, poate mi-l cumpăr la vară să, sau, na, în primăvară, vară să văd cum e. Că, na, iarna n-ai de ce să porți SPF pe corp, că, nu știu, părerea mea, fiind îmbrăcat sau îmbrăcată, nu te ating razele solare atât de puternic. Știu, le-am amestecat, am trecut la față, corp și alte chestii. Legat de față, mai am ceva să vă arăt. Mai am să vă arăt masca de buze pe care o folosesc. Că na, după scrub vii cu un balsam de buze și pe urmă vii cu mască. Dar cea mai interesantă mi se pare masca este aceasta de la Laneige. Lip Sleeping Mask. Ea e foarte mișto și miroase super ca lumea, se lasă peste noapte, pur și simplu te dai cu ea înainte de culcare, o lași acolo să-și facă treaba și a doua zi dimineața e buză de bebeluș. Ea arată așa, interior. Are și un căpățel de protecție. Dar înainte de Laneige, după scrub și, evident, reaplicat și în timpul zilei când nu te machiezi, apropo, știți că nu prea am foarte de obicei, mă machiez la ocazii speciale sau când am ceva de filmat. Și pentru că azi am stat o grămadă să se încarce bateria camerei, am apucat să mă fardesc, că inițial voiam să apar o natural. Ce folosesc eu pe post de balsam de buze ăsta de la Carmex? Știu, există și varianta la tubuleț. Lumea zice că acela ar fi mai bun. Dar eu mă înțeleg bine cu ăsta. Că e pe bază de șurubare, pur și simplu scoți din chestia asta și iese și te dai. Și e foarte mișto, are aromă de vanilie și un ușor efect mentolat. Și evident răcoritor. Și cam asta e cu îngrijirea.
Trecem mai departe spre partea de cosmetice, parfumerie. Și ajungem la deodorantul pe care l-am folosit anul trecut. De fapt, categoria de deodorante, brandul de deodorante care îmi place mie cel mai mult și anume Gelovital. Uite asta. Se vede? Se vede. E ăsta, Gelovital H3 Aroma Delights. Parfum ce evoluează treptat, zice, și nu are alcool. 0% alcool etilic. Protecție eficientă, fără pete, 24 de ore. Mă, chiar ține, adică nu transpir timp de o zi, de la el. Bine, în sens că, nu, îmi cer scuze, că v-am blocat imaginea, dar trebuia să-l pun la loc. În sensul că, na, te dai dimineața când pleci la serviciu, școală, unde să zice, fiecare își până seara, nu? Miroși. Asta e. Și trecem mai departe la cosmetică reală, la smacuri, vorba. Vorba altor oameni. Și de fapt vorba preferată e mele Andreea Balaban. Cu ce ne smocuim pe față, la farduri și rujuri și alte chestii de genul ăsta. Și trecem la paleta preferată. Nu vă vorbesc despre fond de ten, că nu am prea folosit. Adică eu folosesc fondul de ten doar dacă am ceva de filmat. Atât. Sau dacă merg la cine știe ce, mi-a venit mândofițe, sindrofie, treburi de genul ăsta și trebuie să am tenul perfect. Altfel, nu, mersi. Eu zic că arăt suficient de bine și fără. Asta e fața mea. Da, dată cu cremele pe care vi le-am arătat și cu protecția solară dimineața. Ok, bun. Și trecem direct la palețică. Palețicile pe care le-am folosit eu în 2019, alternându-le, da, destul de rar, pentru că, mai zis, nu prea mă fardez, că n-am răbdare dimineața să-mi dau cu fard și cred că aș da invers, la cât de somnoroasă sunt. Prima ar fi aceasta pe care ați mai văzut-o și anume Natural Matte de la Too Faced. O mai deschis, vă mai arăt o dată. Poate n-ați remarcat-o din prima. Este minunăția asta, asta să nu vorbesc cu oglinda. Ea e. S-a folosit și noaptea de Revelion. Am făcut o combinație între asta și alte fordulețe. Și a doua palețică este cea pe care mi-am făcut-o eu cadou de ziua mea anul trecut. Și anume Naked Cherry de la Urban Decay. Este prima mea paletă Urban Decay. Și care arată, hai mă, deschideți-mi, fix așa. Are și pensulică, contrar opiniei altor oameni. Mie îmi place pensula. Nu știu. Da, am încercat și pensulele de la Too Faced. Încercat și alte pensule de pe la Oriflame, care tocmai vreau să vi le arăt că am intrat în preferate. Adică în momentul în care am întins mâna după pensulă să mă smăcuiesc, am luat ori Too Faced, ori Oriflame, n-a contat. Și ajungem la pensule, că na, treburile astea le aplicăm ori cu pensula din paletă pe care am folosit-o și azi. Că azi chiar m-am fardat cu palețica. Și de la Oriflame, pensulele pe care le folosesc sunt F05, pe care o scuzați că este foarte murdărică. Că tocmai am folosit-o. Ea este pentru concealer. Eu nu o folosesc la concealer, că nu dau concealer. Dacă nu prea folosesc fond de ten, nu dau concealer și nu prea am ce să conceal. Eu o folosesc pentru primerul de ochi. Că primerul meu de ochi este unul la borcanele. Este același pe care îl știți, de la Art Deco. L-am lângă mine că l-am folosit. E acesta și care, fiind în borcanel, trebuie să-l scoți cu ceva. Și îl scot cu minunăția asta de la Oriflame. A doua pensulă Oriflame, care îmi place mie, este E01. Asta. Se vede? Să vede. Și care este o pensulă de blending. Chiar, nu, azi n-am folosit-o, azi am folosit Too Faced și ce am în paletă. Dar și pe asta am folosit-o destul de des și îmi place foarte, foarte mult. La capitolul farduri, că mai știu că de Revelion am combinat ceva. V-am mai arătat-o în favorită, este minunata asta de la Clinique. Și se vede, s-a văzut și o poză pe care o aveam eu pe birou. Sunt aceste trei fardulețe. Ăsta de aici, primul, e blush. Și alea două sfarduri de ochi.
Eu ce fac? De obicei folosesc blush-ul pe post de fard de blanc. Nuanță de tranziție și până vin cu celelalte două. De refel, eu n-am folosit blush-ul pe post de fard de tranziție. Și pe urmă am venit cu farduri din paleta de la Too Faced, din Natural Matte. Peste care am venit cu altceva și mai simpatic. Cu jucăria asta. Asta este un highlighter. Care mie place. Asta așa. Bine, el arată foarte fancy. Așa. Da. Hai să-i facem și un suăciulete pe mână. Nu prea se vede. Se vede că lucește ceva acolo. Cu asta vin tot pe pleoapă. Ca a treia nuanță, cum ar veni. Nuanța si de fată. Sau peste nuanța si de fată vin cu asta ca să-i mai dau o luminozitate și mai mare. Și se vede foarte mișto. Adică eu highlighterul de obicei îl folosesc pe pleoapă. Că să-mi dau pe pomete mai răruț. Și în rest nu folosesc pe nas, pe frunte, nu-mi dau cu highlighter. Ce mai avem la capitolul farduri? Că mai am un fardulet. Fardulet pe care l-am folosit este drăgălășenia asta de la Inglot. Pe care vi-l arătam invers, cred. Uite. Așa. Și care se deschide greu. Și care arătam? Așa. Arătam bine? Alta mie. Are și aplicator, dar are aplicator din acesta. Burețe. Apropo de bureței. Când, pentru momentele când folosesc fond de ten, burețelul de machiaj preferat este același de la Melchior. Nu l-am schimbat. Adică mi-am luat altul, dar tot același model. Blush-ul preferat. Cam ales acolo. Pe care l-am folosit și azi. V-am să folosesc altceva, dar l-am folosit tot pe ăsta, că n-a a mers. Este... ăsta de la The Balm in Stain. Nuanța este Houndstooth. Și am uitat să vă zic, highlighterul se numește Diamond Light de la Too Faced. Nuanța este Fancy Pink Diamond. Și cam asta a fost cu fardurile. Mai avem ce aplicăm pe buze după ce dăm cu balsam, cu mască. Le aranjăm, le facem de bebe, pe care dăm cu ruj. Și rujul meu preferat, ia ghiciți care e. Da? N-ați ghicit? Vă zic eu, e tot Kat Von D, nuanța Ludwig. Este Studied Kiss Cream, nuanța Ludwig. Da, pentru că Beethoven rules. Așa, bun. Și am ajuns la parfumisme. Ce am folosit în 2019, așa, în mod intens? Păi, mai pentru primăvară. Așa. Perioada caldă. Ar fi acest drăgălaș de la Fragonard. Frivol se numește. Să nu vă inducă în eroare cutia. Au schimbat-o. Acum e ceva cu flori albastre. Că l-am văzut pe site la Ada Shop. Sticluța e o chestie simplă. Eu de obicei țin parfumurile în cutie pentru că se păstrează mai bine. Nu trebuie să intre în contact cu lumină, căldură, cu... Și atunci le țin undeva într-un dulap și în cutiile lor originale. Și asta e sticluța de parfum. V-am mai arătat-o, că ați văzut-o și în colecția de parfumuri. Ce n-ați văzut în colecția de parfumuri sunt următoarele două. Și anume, de ce am mai abuzat eu? Păi când nu abuzam de Frivol, abuzam de Wish, de la Shop Art. Pe care îl țin în cutie din aceleași motive, plus că ăsta e greu să-l ții în altă parte, în caltar. Asta are o formă oarecum de diamant, imită. Și au căzut, avea o agățătoare la capac și a căzut ei undeva în cutie. S-a dezintegrat. Despre asta nu știu ce să spun. Eu l-am primit de la cineva.
Nu știu exact de unde a fost luat. Despre frivol știu sigur că de la Da Shop că aveam și punguța când l-am primit. Și al treilea parfum de care am abuzat eu așa în mod violent. Nu-mi găseam cuvintele, mai sunt obosită, sunt venită de la muncă. Am abuzat foarte tare de acest Narciso Rodriguez Fleur Musc for Her. Da, are cutie peste cutie. Cutia arată așa. O cutie roz, simplă. El a intrat în colecția mea de parfumuri abia în noiembrie. Pe la jumătate. A intrat în colecția mea de parfumuri, am prins niște Black Friday la Sephora și m-am dus să văd și eu de ce pot profita. Și am profitat, am abuzat de parfumul ăsta. Mi l-am cumpărat, cred că am dat cu vreo 200 de lei mai puțin față de prețul lui normal. Este apă de parfum, 100 de mililitri, se vare și sticla. Și pe ăsta îl port zilnic. Deci în fiecare zi mă dau cu Narciso Rodriguez. Să trăiască neamul lui, familia lui, foarte bine miroase. Nu știu exact ce note are, dă un pic spre oriental, adică na, are musc, evident. Cred că are și niște trandafiri în el. Și dacă nu mă șeresc, ești pe cutie. Zice Fleur Musc Eau de Parfum. The for her signature heart of musk is surrounded by roses, spices and amber wood to create a sparkling fragrance. Adică tălea inima de musk, semnătură. Așa, revenim. Cer scuze pentru mai devreme, dar ce s-a întâmplat a fost că mi s-a umplut cardul. Așa că trebuie să stau să șterg clipulețe și clipulețe, nu mă știu exact de cât e cardul meu, cred că de 64 de giga, nu mai știu, cam așa cred. Ideea e că trebuie să stau să șterg, să șterg, să șterg până când am ajuns să fac bloc. Rămăseserăm la parfumescu, la Narciso Rodriguez pe care l-am băgat evident la loc în cutie. Și povestisem eu ce fel de note are și că pe acesta îl folosesc zilnic de când mi l-am luat. Și ultimul lucru pe care vi l-am spus, dacă mi-aduc bine aminte, m-am uitat la tot clipul să văd ce am povestit eu, dar parcă asta mi-aduc aminte că am zis că l-am luat de Black Friday și că am dat cam cu ceva 200 de lei mai puțin decât costa el inițial și de atunci îl folosesc zilnic. Este parfumul care mă dau zi de zi la serviciu, la piață, la oriunde. Mă duc în general cu Narciso Rodriguez, mă dau. Îl folosesc, îmi place foarte mult. Recunosc că inițial am auzit de la cineva și am vrut să-l încerc. Mi s-a părut interesant. Persoana respectivă parcă spunea că are musc și mie îmi plac parfumurile cu musc. Și am zis că hai să-l încerc. Și eu l-am găsit într-o parfumerie la Rom, în Titan, și l-am mirosit. Și am zis că sunt strâng bani să-mi iau. Și dacă l-am prins de Black Friday, l-am luat și am luat varianta mare de 100 de mililitri. Ce m-a impresionat pe mine când l-am mirosit prima dată, de fapt l-am luat pe un eșantion din acela de hârtie, ceva în genul acestuia, numai că, na, o chestie mai micuță. De la Rom, m-a impresionat că s-a menținut foarte mult, adică eșantionul respectiv de hârtie, cred că am mirosit, na, l-am mirosit, testat undeva în aprilie și cred că am mirosit până în toamnă, ceva de genul ăsta. Și la un moment dat îl țineam eșantionul respectiv în buzunărașul husei de la telefon. Și husa respectiv a mirosit și după ce am aruncat eșantionul, adică cred că până acum vreo lună a tot mirosit. Și am zis, băi, rezistă, persistă foarte mult, hai să mi-l cumpăr. Mai ales că v-am zis, am găsit de Black Friday și am zis, ok, pe ăsta-l iau,
Hai cu mama, vino la mine. Bun, trecem mai departe la cărți, că văd că se duce bateria iar. Așa. Am doar două cărți pe care le-am citit. Una pe care am citit-o, cred că iarna trecută sau ceva de genul ăsta. Se numește Sala de bal, scrisă de Anna Hope. E aceasta. Hop și eu. Este o carte foarte interesantă. Este ficțiune. Nu vă povestesc despre ce e vorba, că trebuie să o citiți voi. Știți că eu nu dau spoilere, în general. E o poveste de dragoste între un el și o ea, care se întâmplă, doar atât vă spun, se întâmplă într-un spital de psihiatrie. Deci, go and read it. Și a doua carte pe care am citit-o și care nu e chiar pentru toată lumea, nici Sala de bal nu e pentru toată lumea, adică Telea. Persoanele sub un 16 ani nu ar trebui să citească, că nu vor înțelege. Pur și simplu, este genul de subiect care nu este agreat de cei sub 16 ani, de copii, adolescenți. Și altă carte care la fel nu este pentru copii și adolescenți, pentru că tragedia de aici e destul de mare, este povestea Elisabeta Riza din Mucșoara, de Irina Nicolau, urmată de mărturie, bazată și pe mărturia lui Cornel Drăgoi. Zice, relatări culese și editate de Irina Nicolau și Teodor Nițu, de la editura Humanitas. Apropo, ambele sunt de la Humanitas. Este aceasta, povestea Elisabetei Rizea. E ceva memorialistică, este în colecția Memorii și Jurnale. Este vorba de rezistența anticomunistă în anii 50. De oameni care au făcut închisoare, care au fost torturați, care au murit la un moment dat pentru țara asta. Da? Nu mai zic nimic de țara asta. Minunată, de altfel. Iar Sala de bal este din colecția Raftul de Nisei. În general îmi place ce se găsește pe Raftul de Nisei. Ce să zic, cred că are gusturi bune de Denisa Comănescu. Ne place, da? De ce alege ea? De ea ca persoană, nu știu, nu cunosc. Ok, o altă preferință, un alt preferat al meu. Păi ce să fie? Telefonul. Mi-am schimbat jucăria. Că începuse să mă lase minunea de Grand Prime, Samsung Galaxy Grand Prime, pe care l-aveam de 4 ani jumate. Și mi-am luat un Galaxy A7. Merge bine. Ține o baterie. Nu știu exact câți giga de memorie și ce procesor are și ce. Nu mă pricep. Trecem mai departe la seriale. Păi, da, voiam să dau ceva la o parte ca să văd ce am scris în agenda. Este un singur serial pe care l-am urmărit și pe care îl înregistrează în continuare routerul meu de la, de fapt, receiverul de la televizor. E din același opțiune de înregistrare. Serialul la care mă uit este Memorialul Durerii de pe TVR. Da. Comunism, închisori, oameni chinuiți, torturați, despre asta e vorba. La asta se referă, la cât s-au chinuit unii ca să supraviețuiască țărișoara asta pe harta Europei. Și degeaba. Serialul foarte mișto, dar nu e pentru toată lumea. Adică, not for kids. Copii, nu, nu-i de voi. Voi duceți-vă și uitați-vă la Harry Potter, eventual. Sau la alte seriale, ce vreți voi. Nu. Nu vă uitați la Crimele Comunismului, că nu. O, veți învăța de la istorie, dar mai soft așa. Bun, și ultima categorie, și aici trebuie să mă uit în agenda, că n-am ce să vă arăt, este vorba de muzică. Ce mi-a mai plăcut mie în ultima vreme, ce am ascultat eu în ultima vreme? Păi, este vorba de câțiva artiști mai necunoscuți pentru unii, nu știu exact în ce categorie să-i încadrez. Primul dintre ei ar fi Alex Calancea și Lupi. Ceva oarecum un etno hip-hop, o chestie de genul ăsta. Foarte interesant conceptul, foarte bună muzica. Am ascultat câteva piese de ale lor, mi-au plăcut.
Și în rest, ce am mai urmărit diverse canale de YouTube care postează muzică. Am ascultat Buddha Bar, Buddha's Lounge, este un alt canal, oricum le voi lăsa tot în descriere tot ce, despre ce am vorbit eu azi. Cafe de Anatolia, Bloom, Chill Out Dear și câteva trupe de, cred că ceva gen rock alternativ sau rock ambiental, o chestie de genul ăsta, cu influențe industriale. Trupele ar fi Dahlia Steer, In Quantum, Council of Nine și Alpha Sound. Foarte, foarte mișto muzica. Este genul de... E încadrată ca muzică ambientală, dar e mai ales cu influențe industriale, se aud la niște zgomote de astea de țevi, de motoare, de... se creează o atmosferă din aia de fabrică părăsită, în care încă mai funcționează ceva, încă e curentul pornit și se aud niște zgomote acolo. Foarte, foarte interesant, adică chiar îmi place genul acesta de muzică și asculta tot timpul. Și cam asta a fost tot. Cam acestea au fost preferințele mele pentru 2019. Nu uitați de like, share, subscribe. Share mai puțin, adică share-ul nu. Deci, na. De share chiar nu e nevoie, deci chiar nu trebuie să dați în principiu like și subscribe. Dacă vă place ceea ce fac eu, dacă vă place canalul acesta, puteți să vă abonați, dați un like și cam asta e tot. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă am uitat ceva, vă voi povesti într-un alt clip. Oricum, va mai urma un clip cu lecturi recente, în care voi vorbi despre mai multe cărți. Am uitat să menționez una dintre cărți, o voi menționa atunci. Este vorba, dacă mi-aduc aminte bine titlul, Mozaic structural de Otilia Zaharia. Nu am lângă mine, trebuie să întrerup și să mă duc să o caut, nu mai știu exact unde, pe care raft am lăsat-o. Vă las că vă că mi se termină bateria, cum am zis, like, subscribe și ne vedem data viitoare, nu știu exact când va fi, cu un alt clip. V-am pupat! Ciao! Pa! Să opri și noi camera!